capitala Letoniei, Riga, are de astăzi numele înscris în Guinness Book după ce locuitorii au stabilit un record greu de egalat. Ca într-un joc de domino, elementele înlănțuite ale unui mecanism construit cu migală au căzut unul după altul și, în acest fel, au fost aprinse luminițele din bradul amplasat în centrul orașului. O așa numită mașinărie Ruby Goldberg a fost construită de-a lungul câtorva străzi din Riga. Peste 400 de elemente au fost amplasate în așa fel încât, odată acționat mecanismul, rezultatul se ducă la declanșarea manetei care aprinde beculețele din bradul amplasat în centrul orașului. Organizatorii nu au fost scutiți de emoții, chiar dacă s-au pregătit temeinic. So this was like a bet. We did many tests, but we were not sure it will actually launch. Because it's 400 elements, but the 400 steps, but each step sometimes is composed of 20 elements. So it's several thousands of pieces that have to work flawless. Într-adevăr, fiecare piesă a fost acționată și totul s-a desfășurat ca într-un joc de domino. Well, I participate in this type of events, Christmas events, for 8 years already. And this is the first time when I felt really nervous, because it was not a task to light the Christmas tree, but it was a whole event with 412 elements of the chain. And it's amazing, it really worked, because I mean, it was close to fail, something like 2.5 minutes before, because a small kid decided to participate and to launch the whole thing, not in proper time, not in proper place. Însă, chiar și așa, luminițele s-au aprins după cum era programat, iar reprezentanții Guinness Book au consemnat reușita. Recordul anterior în materie de astfel de dispozitive a fost deținut până acum de Ungaria, care în 2015 a aprins bradul după ce 318 elemente au fost culcate succesiv la pământ.